Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. Băi fraților, de data asta facem un episod de Farming Simulator 20 roleplay. Băi fraților, astăzi mergem la Arad, cred că o să ne viziteze și o ploaie sau cam un Arad. Mergem la Arad, am legat plugul articulat după zetor și vom merge să arăm, nu mai îmbalotăm paiele, ne-am gândit altfel, ne-am răzgândit, ne-am făcut multe lucruri și fenomene ale naturii. Bun. Nu mai îmbalotăm paiele, trebuie să arăm aici, măcar terenul ăsta din față unde vom pune rapiță. Măcar pe ăsta să-l arăm și restul mai vedem, dăm cu discul și restul. Ieri am filmat, am venit în fermă, ieri a fost duminică, am venit în fermă, am zis să fac și eu un video frumos cum facem curățenie pe în fermă. Toate bune și frumoase, am filmat, am luat combina, le-am curățit o leacă, nu sunt curățate complet, dar o leacă așa, header-ul. Le-am parcat cu tractorul, lucruri fenomene și am filmat fără sunet. Am filmat video de 17 minute fără sunet. Numai de-abia la editare am văzut că n-am sunet. Dar în fine, asta este, filmăm altul astăzi. Sper că filmez cu sunet, dacă nu, nu mai filmez. Avem aici John Deere-ul, am avut puțină treabă astăzi cu el, am mers o leacă cu el pe câmp. Am tras un om din mol, că a plouat zilele trecute, tot așa, a plouat bine rău în partea asta. Și am fost să-l trag de la mol, că era jale. Așa, așa, aici ursul ăsta mic, cu care în curând o să-l vindem. Bun, acolo discul cel mic. Haideți să mergem, să luăm tractor și ne băgăm la arat puțin așa, să vedem cam cum merge treaba. Nu am arat până acum cu ăsta, până acum am arat cu John Deere-ul. Ăsta e primul, bine, e și cam primul an în care avem tractorul ăsta, așa că... Bun. Ia, stați așa. Așa, tractorul, vi-l arăt așa puțin pe la interior, să vă faceți așa ca o idee cum arată. Și plugul are, câte era? 5 brazde. 5 brazde și este articulat să merg drept. Cam așa arată. Bun. 5 sau 6? 2, 3, 4, 5. 5 are, 5. Dar este articulat plugul, v-am spus. Bun, haideți să mergem. Aici, în față, cred că dau. Ar puțin aici în față, cât să testăm plugul, să vedem cum merge, că vreau să pun rapiță în toamnă și, na. Sunt cam multe paie, dar nu o să fie problemă, o să vedeți în cele ce urmează, că acest plug o să ascundă paiele foarte bine. Eu vreau să încep din mijloc, pentru că n-am plug reversibil și e cam nasol fără plug reversibil. Hai să mergem mai în față așa, frumos, lăsăm jos, să mai întinde el puțin așa. Și îi dăm. Haideți, mă băiesc, că uitați cum merge. Ia să-i dăm tare. Îi dăm tare cu viteză. Mergem destul de repede. Mergem cu 17 la oră la arat. Bine, nu arăm nici la o lungime foarte mare. Arăm la vreo 20 de centimetri, dar totuși. Arăm pentru o rapiță. Asta ne interesează. Arăm frumos. O să vă fac și câteva cadre din dronă, dar... Vreau așa să vă arăt cam cum merge treaba. Băi, merge destul de bine, plugul ăsta e chiar ca lumea. N-am ce să zic. În fiecare an și-a făcut treaba destul de bine. Așa. Hai că nu ies prea mult în capăt. Pac. Ridicăm, ne întoarcem. Trebuie să vin invers. Invers trebuie să vin. Uitați așa, și pe aici, ca să punem și noi brazdă pe brazdă frumos. Gata, jos, și m-am dus, uitați, glonț. Merge foarte frumos, opa, stați că am pierdut braza cu ochii, ochii la GoPro, am pierdut braza o leacă. Bun, haideți să-i dăm 17 la oră, băi fraților, 17 la oră, mergem cu o viteză enormă. Ar frumos și cred că vă filmez și de la pregătit. Alea frumos și nu știu cum să fac în celelalte paie, că nu vine să sară ambele terenuri, doar unde pun rapiță, adică terenul ăsta și încă, adică 10 hectare cât e aici și încă un teren cu vreo 7-8 hectare în satul vecin. Tot așa. Am mult teren eu. Am mult așa. Și împrăștiat peste tot. Și, na. Op, ridicăm. Ia, hai să ne întoarcem. Ia, stați așa. Fac.
Pac. Și nici nu mai pun direct jos. Și am plecat. Am plecat direct glonț. Ia să vedem. Ia uitați cât de frumos merge. Eu uitați la ce mă refer eu când zic plug articulat și nu ies nici pic de paie, nu vedeți pe afară. Uitați plugul articulat la ce mă refer eu. Ia uitați cum sare în sus când dă de pietre sau altceva. Ia uitați. Plus că astea sunt locuri care pe timpuri erau grajduri de animale și tot felul. Și vă dați seama ce este pe aici. Prin pământ în fiecare an am avut probleme cu câte ceva. Dar nici cu discul merg așa de repede. Ca cu plugul ăsta. E super plugul. Da, cred că când mă duc la capătul celălalt, trebuie să opresc și să mă duc să iau drona de acasă. Că nu am. Pac and pac. Frumos alea. Bun. A, drona știu unde e, gata. Este în combina, încă a rămas acolo. Sper că am și baterie, dar ține destul de mult bateria. Drona este una foarte bună. Și ține destul de mult. Destul de mult ține. Ia uitați și voi, cât de bine merge. Pe în felul ăsta ar hectare întregi. Ops, dacă n-am mers. N-am mers cel mai drept, dar asta e. Haideți că aproape am ajuns în capăt. Opa. Bun. Haideți, vezi că mă duc să iau drona. Bun, băi băieți, haideți că v-am filmat și din dronă câteva cadre acolo. Sper că v-a plăcut și cum am filmat eu pe acolo. Cred că filmez mai încolo. Acum când ajunge cu brațul ăsta la capăt, numai ca să nu vă plictisesc eu pe voi, pe video, vreau să mergem să legăm John Deere-ul la grapa cea mare de 10 metri sau 7 metri, nu, 7 metri, nu mai știu cât are. Pe aici, 7 metri. Vreau să legăm John Deere-ul între timp până vine tata acasă ca să ia el grapa și să dea după mine. Frumos să fie terenul pregătit și atunci dacă e să vină vreo ploaie să nu mai scoatem apa din sol. Băgăm direct grapița cu semănătoarea, plus că avem semănătoare cu pregătire în față și e altă treabă, merge altfel. O să vă filmez eu și de acolo. Da, plugul se prezintă ok, ară destul de bine, mie îmi place cum ară sincer. Plugul ăsta în fiecare an arat frumos și nu cred că o să-l vindem vreodată. Poate dacă ar fi să găsesc unul mai mare, de vreo 7 brazi de măcar, aș vrea unul mai mare pentru că ăsta e un fel de disc. Merge foarte repede
Și bine, merge repede că îl folosesc eu acum repede. Că eu nu ar normal, eu ar pentru rapiță și adică la 20 de centimetri. Eu nu ar contra la 35-40, cum ar unii. Ar cât acolo, o leacă. O leacă așa. O să trebuie să fac și capătul după. Ia să ne oprim. Uite aici. Așa, hai să îndreptăm plugul. Așa. Bun, gata, doina, ai jos. Așa. Haideți să mergem. Să legăm după John Deere grapa sau să leg după Ursus? Sincer, Ursusul nu prea l-am folosit până acum. Bine, el e și pregătit pentru vânzare pentru că o să-l vindem. Nu-l mai ținem că ținem deja. Eu acum văd că pe stâlpii astea sunt decât o pereche de fire. Nu! E decât un fir. Trebuia să mai fie încă trei fire. Cred că s-au furat. Oricum. Cred că e decât până aici. Da, oricum, câte fire ar fi, eu curent aici în fermă n-am avut niciodată. Luminile alea nu merg. Ba da, merg, că vin de la drum. Dar nu le-am pornit. Sunt oprite pentru că n-are rost. Bun. Hai să luăm. Mr. Georgie. Haideți. A doi. Așa. Sper că mă aud destul de bine, sau de destul de tare tractorul și... Na, sper că am pornit camera cu sunet. Asta e singurul lucru la care sper. Uitați și semănătoarea aici, asta că vă arăt acum. Ia uitați. E cu pregătire în față. Asta o duce... anul ăsta am luat-o. Am avut o semănătoare veche, un SP... sau SCP, nu mai știu cum era. Una românească, oricum. Destul de veche și asta are și pregătire, din câte vedeți acolo. Frumos. Ia. Ia să vedem. Îl dăm noi așa ușor cu spatele. Sper că nu dau nimic aici, că e jale. Op. Gata. Bun. Și ultimul bolț. Gata. Am băgat și ultimul bolț. Frumos. Grapele sunt destul de ok, discul e pregătit. E pregătit de mult, l-am pregătit de vreo 2 săptămâni ca să începem treaba cu el forță. Și acum, na, cam așa este, destul de mare. Îl întindem acolo, ca să vedem ce treabă face. Că nu l-am testat nici plugul, dacă vedeți, am intrat direct cu el, n-am avut nicio treabă. Aici ușor așa. Uite așa. Așa. Ia să-i dăm noi alea că în gură la John Deere. Uite așa. Oi de zona. Frumos. Ia uitați. E, nu mai știu, 10 metri sau 7, chiar nu mai știu câți metri are, dar în fine, nu contează asta neapărat. Ia să vedem. Până aici. Eu vreau decât să-l testez, că la urmă îl duc înapoi în fermă. Sau îl las aici, că tot în fermă. Ia uitați. Se desface frumos, parcă s-a luminat afară când s-a deschis asta. Frumos. Face treabă ca o grapă. Știți cum face o grapă treabă? Așa. Ha. V-am spus că merg mai repede cu plugul decât cu discul. Cu discul merg cu 14. Mai mult nu vrea tractorul. Cu plugul merg cu 17. Vedeți? Aici e ceva la mijloc. Și anume adâncimea. Ăsta are și băr, uitați cum împinge pământul, nivelează terenul și îl și discuie. Dar mai întâi îl nivelează, cum sunt mai gropi pe aici și sare numai în sus, mai ales la rătură, asta e discul perfect. Da, mai băieți, cam asta a fost și videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu o să las tractorul, cred că aici, la umbră. Sper că v-a plăcut, noi ne vedem și ne auzim data viitoare, când vom da cu discul, cred că, sau băgăm la recolta și nu știu, la floarea soarelui. Bun. A, eu las aici. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut, ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!